Știi, de 10 luni l-am visat de multe ori, dar m-am gândit că ca fundaș șansele să dau golul ăsta sunt foarte mici. Și când o dai, ești un pic șocat că nu crezi că chiar ai dat golul în debutul tău după 10 luni. Ai plâns atât la marcarea golului, cât și la finalul jocului. Atât de mare emoție ai avut. N-am plâns, am avut lacrimi. Lacrimi, da. N-a ieșit, că trebuie să fiu puternic, că am muncit foarte mult. Foarte mult lunile astea să pot să revin pe teren și să o iau de unde am lăsat-o, să zicem așa. Și cum e acum să savurezi atât golul cât și victoria la Craiova împotriva unei echipe importante? Sigur, victoria cea mai importantă. Băieții, săptămâna asta a fost incredibil la antrenament. A avut tot multă pasiune, dorința să câștigăm, că știm că putem și suporterii și Petrolul, toți merită victoria asta. Nici n-am multe cuvinte să vă zic. Am muncit, ne-am preparat bine, am știut tot ce trebuie să facem, să câștigăm și când a fost timpul, ne-am taxat. Mai mulți colegi au luat în brațe însă la final. Ce ai auzit pe acolo? Ce ți-au spus? Am spus mult că merit, așa mi-a zis. Merită Petrolul să fie în play-off în acest an? Numai noi depinde, dar merită. Mulțumim tare mult! Mulțumesc!